cărui fiu a ajuns primarul orașului Ciocan, care era puțin bâlbâit. Și când se îmbătea era și mai bâlbâit. Și povestea mama avea un har fantastic să-l imite. Și balul Marianelor, se făcea balul. Și acolo l-au ridicat în slavă pe un revizor școlar, Ilea, care a făcut și-o dres. La care Ciocan, care era pirit, s-a dus la tata, mama murea încă de povestea. Auzi mă, Costa, ce să dă asta așa mare, dar și nu-ți e revizor. Era un revizor de ace. Mama murea încă de povestea. Ești de acolo. Acum, realitatea este că în Zibori erau doctorii, profesorii și urmă ciferiștii, pentru că era un nod de cale ferată cu foarte mulți. Aia nu erau la nivelul nici a doctorului, nici a profesorului. Da, dar făceau parte din elite, nu? Erau din Zibor, erau căruțași, erau agricultori, erau așa.